O mare parte dintre tinerii români pleacă în străinătate pentru un trai mai bun, însă pământurile noastre rămân ale nimănui. Terenurile agricole sunt lăsate nemuncite, iar bătrânii noștri trăiesc în singurătatea de la sat. Se pare că agricultura românească nu mai este atât de apreciată de tineri așa cum era odată. Bunicii noștri munceau de dimineața până seara pentru a pune legume proaspete și sănătoase pe masă, însă tinerii din ziua de azi preferă fast food-ul sau legumele cumpărate din supermarket care nu necesită niciun fel de muncă înainte de a fi cumpărate. Credeți că tinerii din ziua de azi vor mai munci pământurile românești? Nici de cum, vă spun, realitatea ce este. Pentru că tot tineretul în ziua de astăzi învață ce învață, o carte, dar pleacă mai mult în străinătate. Credeți că agricultura este importantă pentru țara noastră? E foarte important. Asta eu vă spun oricui. E foarte important. Pentru că de aici trăim. Orice, fie tiner, fie bătrân, și chiar dacă ei merg la serviciuri acolo, în străinătate sau ce au săracii, tineretul, vine și tot muncă tot de aici. Tot de aici, din pământul ăsta, din agricultură, satul, a țării. Nu cred, ar fi bine, dar prea puțin din ei, nu știu cât la sută, fiindcă de ce? Ăia în țările ăștia mai dezvoltate decât noi. Franța, Germania, Anglia. Iar românul face o mare greșeală, fiindcă vinde pământul la străini. Francezii nu vând pământul, decât francez la francez. Dar la noi se vinde. Ne surprinde faptul că cei mai mulți tineri care au plecat la muncă în străinătate provin din satele și comunele județului, unde terenurile sunt fertile și se obțineau recolte bune la majoritatea culturilor, însă aceștia nu mai au răbdarea și dăruirea necesară pentru a cultiva întregi hectare. Agricultura este scăpată din mână, iar tinerii noștri se pare că nu se vor mai întoarce niciodată la pământul strămoșesc. Nu, nici într-un caz, nu. Nu, tinerii nu. Tinerii își caută afară, își caută... În România nu mai e nimic, doamnă. Nu mai e nimic. Noi care suntem la țară, eu am mai pus în grădină și fasole, și cartofi, și ceapă, și usturoi, dar ăia de la oraș, ăia e foarte greu pentru ei. În urma tinerilor care pleacă în străinătate, terenurile și bătrânii uitați la sate plâng de singurătate. Țăranii încep să-și lase pământurile pârloagă. Agricultura nu mai este o prioritate pentru românii noștri, care odinioară erau cei mai mari exportatori de legume și cereale.